Andrei Boican e cel mai bun tenismen din țară la categoria 13 ani. Boican a câștigat toate cele 8 meciuri de la selecția națională de la București și se anunță un sportiv de mare perspectivă. Jucătorul și antrenorul său, Pompiliu Nedelcu, vin în ediția de luni a Arenei MDI, care începe la ora 17 și propune o discuție interesantă despre tenis în special și despre întreg sportul românesc. Nu mă așteptam la acest rezultat, a fost un rezultat pe care l-am așteptat. Au fost două momente grele în care am fost condus cu un set la 0, dar am reușit să mă refreșez și să câștig meciul ușor după. A fost gândul meu de la început să câștig toate meciurile, dar nu m-am gândit chiar că o să reușesc să le câștig, m-am gândit că o să pot să pierd un meci, două meciuri.